mistru, este o valoare, iar valoarea asta trebuie respectiv să o respecti, dacă nu poți ceva face mai mult. Și acum noi ce facem? Îi dăm răcat, ce nu ne place, aruncăm acolo, parcă el ar fi o râpă de gunoi sau nici nu știu cum să zici de aici. Și cel puțin până la cotitura care o face de la podul lui Bechir, este un strat din nămol care nu o să revigoreze nistru până o scoatem stratul ăsta din nămol. Stratul ăsta din nămol nu permite nistrului să se autopurifice. Numai atunci când sunt viituri, când vine nistru, să zicem, și lumea se îngrijorează, pune acolo la scări saci, începe a răcni, că iau-te inundări. Numai atunci nistrul reușește ceva să mâie din toate rălile care le-am făcut noi. Și? Nu, nu. A, filtrul, dar e destul motorul. E hatea de-am filtrul. Da, v-am și-a luat filtrul, da. Ia ca în felul este următor. Ia ca că ce este din nistru, aici așa simplu, bazinul, dau drumul, deschid cranșile și aici se motoraș, că ce este tot sistemul ăsta. Tot ploștia. Depinde, uscășiune, vă să dai peste o zi. Dă-i și dă-i, că dacă nu-i dai, și eu, e uscată, nu crește cum acolo. Nu, nici la noi aici doar de punem filtrul, băi, că păcat că nu-i filtrul așa. Vine prin filtrul ăsta, dacă este ceva, nu că după și pe lacrimă, da? Am în vedere că un gonoiești nevoie, ca pătrund în capete. Noi am pus la soroc, am văzut, așa e de murdar apa, așa aici ne-a uitat. Nu, nici strașnic, nu, nici, îngreșăminte s-a este, poți spui. Totuși apa murdară, zna și vine tot râchi, nevoie, cum se mai spune. Tot cade aici, noi tot aici, aici și tot așa. Stai că așa e culesul nostru. Așa e viața omului, ca și floarea pomului. Descurcă, descurcă, floreșică, apă, de-a mediala ai făcută de-a.